Frate Meng, frate Yang. Aș vrea să vă mai pun doar o întrebare. Cei mai mulți dintre frați și surori cred că Dumnezeu l-a folosit pe fratele Lin. El a scris atâtea cărți duhovnicești și ne-a dat atâtea mesaje. Cuvintele lui au fost hrana și calea vieții și au avut luminarea și iluminarea Duhului Sfânt. Asemeni epistolelor apostolilor din Biblie. Aceste cuvinte ne aduc mari beneficii. Toate sunt în conformitate cu adevărul. Dar spuneți că, deși cuvintele oamenilor pe care îi folosește Dumnezeu pot fi în conformitate cu adevărul, ele nu reprezintă adevărul. Atunci ce anume este adevărul? Da. Da. Ce este adevărul? Nu înțelegem acest lucru. Vă rog să ne împărtășiți. La la da. Vă rog, împărtășiți vă rog, vă rog. Nu e nimic de împărtășit. Cuvintele apostolelor din Biblie reprezintă adevărul. Dumnezeu l-a folosit pe fratele Lin. Cuvintele acestuia sunt asemenea cuvintelor apostolilor și conțin luminarea și iluminarea Duhului Sfânt. Ba mai mult, aceste cuvinte ne sunt de mare folos. Noi credem că adevărul stă în cuvintele fratelui Lin. Amin. Amin nu există niciun îndoială. Așa e. Cuvintele în conformitate cu adevărul nu reprezintă ele adevărul? Mai cercetăm o chestiune atât de simplă? Cum poate spune așa ceva? Frate Sun, fratele Meng și fratele Yang ne-au împărtășit multe din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Nu înțelegeți? Așa este. Dacă e. adevărul este reprezentat de cuvintele fratelui Lin, nu pot să nu mă întreb de ce a propagat atâtea erezii. Da. Nu pot să nu mă întreb nu înțelegeți sau doar vă prefaceți. Dacă spusele omului sunt în conformitate cu adevărul, deja e destul de bine. Așa e. Dar dacă un om ar putea exprima direct adevărul, el ar fi Dumnezeu. Nu-i de mirare că venerați omul. De ce nu vreți să căutați adevărul? Așa da? e. Așa e. În trecut n-am înțeles diferența dintre adevăr și cuvintele care sunt doar în conformitate cu adevărul. Am luat cuvintele înșelătoare ale omului drept adevăr. Așa Astfel, este. Astfel am fost amăgit să îi urmăm pe oameni cu adevărul lor. Dar e necesar să ajungem la adevăr. Fraților, vă da. rog să ne mai împărtășiți. împărtășiți vă rog, vă rog. Slavă Lui Dumnezeu! Este o problemă bună. Amin! Da. Amin. Da. Acesta este sâmburele de adevăr pe care noi credincioși în Domnul trebuie să-L înțelegem. Amin! Amin! Amin. Ca să știm de ce vorbele conforme cu adevărul, rostite de oamenii folosiți de Dumnezeu, nu reprezintă adevărul, mai întâi să înțelegem foarte clar ce anume este adevărul. Da, da! Așa este. E foarte da, Și, e. și noi. acum, haideți să împărtășim despre ce anume este adevărul. Amin. Am da, Dumnezeu! și surori, vă rog să-L luați în loc. Bine. lor e atât de Da, trebuie să ascultăm cu atenție. De-a lungul întregii istorii, nicio persoană nu a știut cu adevărat ce este adevărul. Când a venit Domnul Isus în lumea asta, în epoca Harului, El a spus, Eu sunt calea adevărul și viața. Amin. Amin. Totuși, nu poate înțelege nimeni adevărata semnificație a adevărului. Așa e. Doar când vine Hristos din zilele de pe urmă, Dumnezeu atotputernic sunt dezvăluite omenirii toate tainele adevărului în întregime. Amin. Să vedem ce spune Dumnezeu atotputernic despre acest Bine. lucru. Bine. Bine. Dumnezeu atotputernic spune, adevărul vine din lumea omului, totuși adevărul dintre oameni este dat mai departe de Hristos își are originea de la Hristos, adică de la Dumnezeu însuși și este de neatins de către om. Adevărul e cel mai real aforism al vieții și cel mai înalt dintre aforismele omenirii. Deoarece este cerința pe care o are Dumnezeu de la om și este lucrarea săvârșită personal de Dumnezeu Motiv pentru care este numit Aforismul vieții. Așa, așa este. Mm. Așa, așa este. Așa este. Nu este un Aforism alcătuit din nimic. Nici un citat celebru al unei persoane importante. Este Cuvântarea către omenire a stăpânului Cerului și Pământului. Și al tuturor lucrurilor. Nu niște cuvinte adunate de om, ci viața inerentă a lui Dumnezeu. De aceea este numit cel mai înalt dintre aforismele vieții. A, da. Adevărul pus în limbajul uman este aforismul omului. Umanitatea nu-l va experimenta niciodată pe deplin și ea ar trebui să trăiască depinzând de el. O parte din adevăr poate lăsa să supraviețuiască întreaga umanitate timp de mii de ani. E minunat uh -huh. tot ce spune. Adevărul este viața lui Dumnezeu însuși, reprezentând propria sa fire, reprezentând propria sa substanță, reprezentând totul în el. Din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic înțelegem că doar Hristos este adevărul, calea și viața. Amin. Deoarece Hristos este din substanță divină, el poate face lucrarea lui Dumnezeu în numele lui Dumnezeu. Adevărul vine de la Dumnezeu și vine din exprimarea lui Hristos. Toate cuvintele spuse de către Dumnezeu sunt adevărul. Amin. Asta pentru că adevărul e substanța vieții lui Dumnezeu, firea vieții lui Dumnezeu, ce are Dumnezeu și ce este, și realitatea tuturor lucrurilor pozitive. Adevărul e etern și nu se va schimba. Amin. Cuvintele lui Dumnezeu. Au autoritate și au putere. Ele îl pot purifica, mântui și desăvârși pe om, și pot fi viața eternă a omului. Amin. Amin. Așadar, toate cuvintele exprimate de Dumnezeu reprezintă adevărul. Lucrarea lui Dumnezeu, revelațiile și ceea ce El sorocește reprezintă adevărul. Amin. Amin. Ceea ce Dumnezeu decretează și reglementează. Reglementează ca omul să susțină și să respecte ceea ce el îi poruncește omului să trăiască, reprezintă adevărul. Amin! Și astfel, putem găsi adevăr în fiecare cuvânt spus de Dumnezeu, în fiecare etapă a lucrării sale. Dumnezeu a exprimat multe adevăruri, viața prețioasă pe care. Dumnezeu ne-o dă nouă oamenilor este în cadrul acestor cuvinte. Amin. 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 Așa e. Frați și surori, tot ceea ce Dumnezeu exprimă în timpul celor două întrupări ale sale e adevărul. Amin. Amin. Este la fel ca în cazul cuvintelor Domnului Isus din epoca Harului. Cuvintele lui au permis omenirii să fie martor firii lui Dumnezeu, a iubirii sale și a substanței sale sfinte. Sunt adevăruri care ne ajută să-l cunoaștem pe Dumnezeu. Amin. Amin! Iubirea, mila, toleranța și iertarea Domnului Isus față de omenire, când Domnul Isus le cere oamenilor să-l iubească pe Dumnezeu cu toată inima, sufletul și mintea lor, să-și iubească aproapele cum se iubesc pe ei înșiși, să fie lumina lumii și sarea pământului, toate acestea sunt lucruri pozitive, ele reprezintă Adevărul. Da, da. Așa da. e. Christos, din zilele de pe urmă, Dumnezeu a tot puternic, a venit și a exprimat tot adevărul judecării, purificării și desăvârșirii omenirii. Aceste adevăruri sunt realitatea vieții pe care omul trebuie să ajungă să o posede în epoca împărăției. Amin. Hristos din zilele de pe urmă ne dezvăluie firea dreptății, măreției, mâniei și intoleranței la ofensa a lui Dumnezeu. El dezvăluie tainele planului de gestionare a lui Dumnezeu pentru a mântui omenirea, tainele celor trei etape ale lucrării lui Dumnezeu, substanța și adevărul lăuntric al fiecare etape a lucrării sale, dar și taina întrupării sale, cum face Dumnezeu lucrarea de judecată în zilele de pe urmă și ce este împărăția lui Hristos. El ne arată cum dezvăluie Dumnezeu soarta fiecăruia și cum răsplătește Dumnezeu binele și pedepsește răul. El dezvăluie semnificația dreptății lui Dumnezeu, semnificația sfințeniei lui Dumnezeu și semnificația simbolică a firii lui Dumnezeu, plăcerea, furia, regretul și bucuria lui. El dezvăluie ce este drept și ce este rău, ce este pozitiv și ce este negativ, precum și esența și faptele coruperii oamenilor de către satana. Dumnezeu atotputernic îi arată omului cum să-l venereze pe Dumnezeu și să se ferească de rău, ce este adevărata viață, cum să ducă o viață semnificativă și așa mai departe. Dumnezeu atotputernic ne-a dezvăluit toate aceste adevăruri și taine ca să ajungem să cunoaștem și să înțelegem și să-L venerăm pe Dumnezeu și să ne ferim de rău, să ne supunem și să-L adorăm pe Dumnezeu. Amin! Adevărul lui Dumnezeu atotputernic este calea vieții eterne pe care trebuie să o posedăm. Amin! Amin. Amin. Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Slavit fie Dumnezeu! Da. Cei care acceptă toate adevărurile lui Dumnezeu și trăiesc conform acestora vor dobândi viață veșnică. Pe câtă vreme cei ce refuză să accepte oricare dintre adevăruri vor pieri cu siguranță. Așadar, toate adevărurile pe care le exprimă Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă sunt lucrarea lui Dumnezeu, de încheiere a unei epoci și de vestire a unei a noi în zilele de pe urmă. Amin, amin. Oamenii folosiți de Dumnezeu sunt cei pe care El îi mântuiește și îi desăvârșește. Datoria lor este să coopereze cu lucrarea Lui și să-i conducă pe cei aleși. Astfel, toate cuvintele pe care le spun ei în conformitate cu adevărul, sunt fructele lucrării Duhului Sfânt. Deși ele sunt benefice pentru noi, nu putem să le numim adevăr, nu putem să le luăm drept cuvântul lui Dumnezeu, deoarece cuvintele oamenilor vin doar din cunoașterea și experiența lor despre adevăr, pot să reprezinte doar înțelegerea umană și vor fi diluate de impuritățile umane. Și apoi cunoștințele și experiența omului despre adevăr sunt limitate. Oricât de mult ar intra în realitatea adevărului, tot nu poate spune că întruchipează substanța adevărului. Nici nu se poate spune că trăiește adevărul pe deplin. Așa e. Așadar, chiar dacă el a exprimat o realitate limitată a adevărului pe care l-a trăit, cuvintele lui sunt doar în conformitate cu adevărul. Ele, nu trebuie puse la același nivel cu adevărul însuși. Amin. 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 Da, sigur. Are dreptate. Așa este într-adevăr. Da? Doar cuvintele lui Dumnezeu întrupat sunt adevărul. Cu alte cuvinte, doar Dumnezeu posede substanța adevărului și doar Dumnezeu este adevărul. Amin. Amin. Oricât de mulți ani am crezut în Dumnezeu, noi suntem mereu copii în fața Lui. Da. 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 Nu putem niciodată să trăim chipul Lui Dumnezeu astfel cuvintele oamenilor pe care îi folosește Dumnezeu sau ale oamenilor care au lucrarea Duhului Sfânt pot fi considerate cuvinte în conformitate cu adevărul. Nu putem să le luăm drept adevărul în Amin. Este, Așa un este un fapt de netăgăduit. Da. Când numim cuvintele omului adevăr de fapt, noi ne împotrivim și îl hulim pe Dumnezeu. Da, da, da. așa este. Haideți să vedem ce spune Dumnezeu a Atotputernic despre asta. Bine. Ah, am Bine. să citesc Bine. eu. Bine. Mm -hmm. Dumnezeu a Atotputernic spune: Toate cuvintele de luminare ale Duhului Sfânt nu reprezintă cuvântul lui Dumnezeu, nu reprezintă adevărul și nu aparțin adevărului. Se poate spune doar că cei oameni au o înțelegere a adevărului și o oarecare luminare a Duhului Sfânt. Toți pot experimenta adevărul. Dar situațiile experienței lor vor fi diferite. Iar ceea ce fiecare persoană obține de la același adevăr este diferit. Dar chiar și după combinarea înțelegerii fiecăruia, tot nu se poate explica complet acest singur adevăr. Atât de profund e adevărul. De ce spun că toate lucrurile pe care le-ai obținut și întreaga ta înțelegere nu pot fi un înlocuitor pentru adevăr? Dacă părtășești înțelegerea ta cu alții, ei pot cugeta la ea timp de două sau trei zile, iar apoi vor sfârși prin a o experimenta. Însă, o persoană, nu poate experimenta pe deplin adevărul nici măcar într-o viață de om. Nici toți oamenii împreună nu îl pot experimenta complet. Astfel vedem că adevărul este foarte profund. Nu există nicio modalitate de a folosi cuvinte pentru a rosti pe deplin adevărul. O persoană poate avea o anumită experiență sau lumină cu privire la un anumit aspect sau la o anumită latură a adevărului. Dar ea nu îl poate furniza altora pentru totdeauna. Astfel încât, lumina ei nu este adevăr, este doar gradul la care a ajuns o persoană. Experiența, experiența corespunzătoare pe care o persoană ar trebui să o aibă, înțelegerea corespunzătoare, care este aspectul experienței reale a adevărului. Această lumină, luminarea și înțelegere, Bazate pe experiență, nu pot fi un înlocuitor pentru adevăr. Chiar dacă oamenii au experimentat o singură propoziție a adevărului și combină toate cuvintele împreună, încă nu este un înlocuitor pentru acel unic adevăr. Doar că viața omului va fi întotdeauna viața omului. Și oricât de mare e înțelegerea voastră în conformitate cu adevărul, în conformitate cu cerințele lui Dumnezeu, ea nu va putea niciodată fi un înlocuitor pentru adevăr. Amin, amin! Amin, da! Slavă Domnului! Astăzi știu ce este și adevărul! Eu. Da! Dumnezeu Atotputernic a explicat adevărul atât de incisiv, atât de clar! Așa amin! E? Dar și fratele Lin a scris atât de multe cărți duhornicești, el nu a explicat niciodată adevărul în mod clar. Uh -huh. Se pare că fratele Lin nu a înțeles ce este adevărul. Da, așa este. Da. Într-adevăr. Amin. Slavă lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu. Acum știm că doar cuvintele lui Dumnezeu sunt adevărul. Doar cuvintele lui Dumnezeu pot fi viața omului. Amin. Amin. Tot mai Amin. trebuie să înțelegem că datorită lucrării și călăuzirii Duhului Sfânt, oamenii folosiți de Dumnezeu au posedat unele realități ale adevărului. Ei pot împărtăși modul în care trebuie să practicăm pentru a intra în viață. Pot aduce oameni în fața lui Dumnezeu spre a ei se supune. Acesta e fructul lucrării Duhului Sfânt. Da. Așa este. Așa da. este. Conducătorii și mai mari religioși cărora le lipsește lucrarea Duhului Sfânt, au răspândit multe teorii înșelătoare care contrazic adevărul. Pentru cei ce nu înțeleg adevărul, aceste cuvinte par rezonabile și par a fi în conformitate cu adevărul așa că ei le recunosc și le acceptă. Dar mai devreme sau mai târziu oamenii vor afla că sunt goale cuvintele lor, fără nicio bază în realitate, că toate sunt rodul imaginației omului, noțiuni umane și că nu ne duc nicăieri. Unele dintre aceste teorii sunt ridicole, în contradicție cu adevărul. Ca fratele Lin de care ați pomenit, Predicile lui, cum ar fi Dumnezeu a devenit om ca omul să poată deveni Dumnezeu, și Duhul lui Dumnezeu și al omului se contopesc pentru a deveni unul, păreau a fi rezonabile multora la început. Dar la scurt timp, ei au aflat că predicile lui erau ridicole și absurde. Au aflat că aceste cuvinte nu i-au dus nicăieri. Dacă acceptăm lucrarea lui Dumnezeu, bem apa cuvântului lui și înțelegem o parte din adevăr, Vom înțelege cum cuvântul omului nu corespunde deloc cuvântului lui Dumnezeu, adevărului. Amin! Cuvântul omului, oricât ar corespunde cu noțiunile umane, nu este adevărul. Amin. Teoria duhovnicească a omului, oricât de profundă este, nu-l poate purifica, schimba și desăvârși da. pe om. Mai ales acei conducători religioși și personalități. Cuvintele lor pot părea adevărate. Dar sunt aberații care pot doar să-i amăgească, să-i corupă pe oameni. Da, da, da. Dacă nu acceptăm cuvântul lui Dumnezeu, și nu trecem prin lucrarea lui Dumnezeu. Nu ne vom elibera niciodată din amăgirea, dependența și constrângerile falșilor păstori și antihriști ai lumii religioase. Da. Da. Amin. Și nici nu vom putea vreodată să ne eliberăm de influențele întunecate ale satanei. Da. Amin. Atunci când îl venerăm și îl urmăm pe om, ne împotrivim și îl trădăm pe Dumnezeu. Da. da. Toți cei care îi urmează pe falși păstori și antihriști sunt condamnați? să plângă și să scrâșnească din dinți în timpul marilor nenorociri. Da. Slavă Lui Dumnezeu atotputernic pentru că a dezvăluit adevărul și tainele despre aceste lucruri. Acum înțelegem diferența substanțială între adevărul Lui Dumnezeu și cuvintele omului care sunt în conformitate cu adevărul. Așa e. Cuvântul Lui Dumnezeu este adevărul. El poate purifica și mântui omenirea și poate fi viața omului. Amin. Cuvântul omului în conformitate cu adevărul poate să-l hrănească pe om, dar nu poate să fie viața omului. Da, da așa, așa Într-adevăr. Și acele false înțelegeri ale conducătorilor religioși și ale marilor personalități doar ne vor amăgi, ne vor corupe și ne vor dăuna. Este un lucru cert. Da. 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 Deși am citit Biblia, și m-am rugat în numele Domnului, în anii mei de credincios, eu nu am susținut și practicat cuvintele Domnului, ci am considerat cuvintele fratelui Lin ca fiind adevărul. Credeam în numele Domnului Isus, dar în realitate îl urmam pe fratele Lin. Deci nu cumva eu credeam și îl urmam pur și simplu pe om? Sunt cu adevărat un conducător orb.